Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea, lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un fiu mântuit, fericire de la El eu am primit. Haideți să cântăm cu toți din toată inima. Sunt un om nevrednic, dar El m-a iubit. S-a plecat spre mine și m-a mântuit. El a făcut din mine un copil iubit. Fericire de la El eu am primit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea. De-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un fiu mântuit. Fericire de la El eu am primit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea. Dau inima. A făcut din mine un fiu mântuit. Fericire de la El eu am primit. Dar El mă iubește cu un fierbinte zel. O, cât sunt de sigur că eu spune El, un sărman ca mine de pace lipsit, m-a ales ca purul să fiu fericit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea. Adesea întristă, l-ai scăpat de soarta veșnicei pierză. Deși o minune deși sunt uimit, totuși știu, o Doamne, Tu m-ai mântuit. Cu Iisus te-a plăcerea mea, lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un fiu mântuit, fericire de la El eu am primit. Cu Iisus de-a pururi e plăcerea mea, lui Iisus de-a pururi îi dau inima. A făcut din mine un fiu mântuit, fericirea de la El eu am primit. Slăvit să fie Domnul! Este un har și o binecuvântare pentru noi toți, ca în dimineața aceasta să fim în casa lui Dumnezeu. Amin. Într-o zi de sărbătoare așa de frumoasă, ziua de Thanksgiving,
ziua de mulțumire, să mulțumim lui Dumnezeu și toți care suntem aici și care nu suntem aici, avem pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu. Amin. De aceea aș vrea să intrăm într-o rugăciune, să cerem ajutorul Domnului, mulțumindu-i Lui pentru binecuvântările Lui, mulțumindu-Lui pentru harul Lui, pentru îndurarea Lui, pentru sănătatea care ne-a binecuvântat, cerând ajutorul Domnului, ca Domnul să fie cu noi în această dimineață și El să binecuvânteze slujba pe care vrem să o aducem în cinstea Lui. Cu toții, haideți să intrăm într-o rugăciune cerând și implorând harul Domnului peste noi. Amin. Amin. Tată din ceruri, venim în prezența Ta, Doamne, și venim cu recunoștință și cu laudă în fața Ta, Doamne, să-ți binecuvântăm numele Tău în aceste clipe de dimineață, să-ți mulțumim că-și datorită harului Tău, datorită îndurării Tale, noi suntem în locul acesta, să-ți binecuvântăm numele Tău. Te rugăm din cerul Tău prea înalt să binecuvântezi în aceste clipe poporul Tău care este adunat în aceste clipe, în locul acesta, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut, pentru ceea ce faci și vei face, binecuvântat să fie numele Tău. În aceste clipe, Doamne, recunoaște că Tu ești suveran și ești Dumnezeu atotputernic, care guvernezi acest univers prin însăși mâna Ta. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, nume mai presus de orice nume. Și dorim, O Doamne, în această zi să binecuvântezi strângerea noastră nouă, Doamne. Binecuvântează în această zi inimile noastre, viața aduce slavă, glorie și onoare pentru toate lucrurile. Vine prezența Ta să-ți mulțumesc că ești Sfânt, ești Dumnezeu adevărat, ești Sfânt ai familiei noastre, Părinte, ești Fiele Tău. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, Doamne. Îți mulțumim că Te-a spus și Te binecuvântezi, Părinte, Ție, Doamne. Binecuvântează în aceste clipe poporul Tău. Binecuvântează în aceste clipe poporul Tău care stă în spinare. Binecuvântat să fie numele Tău. Până-n ziua vechi și cu ei, Părinte. Glorie. Amin. Lăudăm pe Domnul cu o cântare. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator, de mii de ori Tu m-ai salvat și mi-ai dat ajutor. Fără ai
16, vă dă citire acestui psalm, după care vom face o rugăciune și așa cum am cântat, să mulțumim Domnului. Toți avem pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu. Dar ce spune aici omul lui Dumnezeu în psalmul 116? Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept. Și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi, picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul. Amin. Haideți să mergem pe genunchi și să ne alăturăm de toți aceia care au ceva de mulțumit de pe planeta aceasta lui Dumnezeu. Sunt mulți astăzi care mulțumesc Domnului, într-un fel sau altul, să-i mulțumim că și El ne-a iubit, că El ne-a scos picioarele din cursa morții, că El ne-a întărit pașii pe stâncă, că El ne-a pus în inimă cântări de laudă. Avem pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu, de aceea pe genunchi ne unim cu toți în rugăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui care le-a făcut față de noi și care continuă să le facă în fiecare zi. Cu toții ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Doamne, de poporul Tău, umilia
Ocupăm locurile și laudăm pe Domnul cu o cântare, după care fratele Dinu ne va da un îndemn pentru următoarea rugăciune. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, căci Tu prin harul-ți minunat mereu ne-ai binecuvântat. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, de la Tine noi primim viață din izvor ceresc, lumină-n ochii ce privesc. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, mulțumim, de acum și-n veci, de veci, amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, căci Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, de acum și-n veci, de veci, amin. Să-ți mulțumim, cu mici, cu mare toți venim, când fiecare ceas auzim, cu mâna Ta ne vei păzi. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, căci ne minunat, mereu ne-ai binecuvântat.
Îți mulțumim, îți mulțumim, pentru că Tu ne dai, iar noi primim. Cântarea compusă de Fații Pal, Florea din Sfârnaș, cum zicem noi către el, din Bihor, din Oradea, o cântare deosebită de mulțumire. Slăvit să fie Domnul! Uitați ce spune Apostolul Pavel în această dimineață. Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Aș vrea să amintesc în această dimineață câteva motive de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, am fost noi capabili să venim la casa Domnului fără prezența Domnului și fără harul Său? Nu. Faptul că noi suntem în această dimineață în casa Domnului este harul lui Dumnezeu. În primul rând să mulțumim Domnului căci El ne-a dat viață. Suntem în viață astăzi când alții sunt poate în alte locuri, poate pe un pat de suferință sau în durere și nu pot să vină la casa Domnului. Îi mulțumim pentru viața veșnică pe care dă Tatăl prin Fiul Său, Iisus Hristos. Viața veșnică dată Hristos prin mântuirea Lui, slăvit să fie Domnul. Merită să-i mulțumim pentru viața veșnică. Da, chiar dacă trecem din lumea aceasta, știm că dincolo vom fi cu El pentru veșnicie. Știm că și dincolo, pentru o veșnicie întreagă, vom fi în prezența Lui Dumnezeu. Și vom da slavă și glorie, slăvit să fie Domnul. Apoi, El face totul să crească. Uitați-vă în jur. Noi plantăm pomii aceștia, iudăm, dar Dumnezeu face să crească. El e suveran. Tot ceea ce vedem este creatura lui Dumnezeu. Și noi înșiși, ca oameni, suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și în această dimineață merită să-i mulțumim că Domnul face să crească lucrurile acestea. Când te uiți la un copilaș care este de-abia născut, este micuț, este în mâna ta, dar mai târziu va ajunge un om mare, cum suntem noi astăzi. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu face să crească, slăviți să fie Domnul! Și în această zi, toată gloria, toată slava e Dumnezeu pentru acest lucru. Apoi, Dumnezeu ne dă biruință. Și nici nu mă aștept să nu aduceți în această zi câtă biruință va da Domnul în anul acesta. Faptul că ai un serviciu este o biruință și o laudă a Dumnezeu. Faptul că viața ți-o dă El, faptul că crește toate lucrurile acestea, este gloria Dumnezeu, slăvite Domnul, și apoi îți dă biruință în multe lucruri. Copiii au fost la școală și le-a dat biruință la examen să treacă cu nota 100. Amin, tinerilor? Amin. Pocăiții pot să fie numărul 1 la școală. Vă spun că am fost și eu numărul 1 la școală, la liceu. Nu e o laudă, este pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru. Am fost șef de clasă 4 ani de zile la liceu. Dar mi-a plăcut să studiez. Este lauda Dumnezeu că Dumnezeu îți dă biruință. Măriți să fie Domnul. Apoi, numai atât, Dumnezeu ne dă înțelepciune. Merită lauda și gloria stăpânul nostru pentru că ne-a dat înțelepciune în ziua de astăzi. Da, pentru că ne-a dat cunoștință, ne-a dat pricepere și toate acestea vin din mâna lui Dumnezeu în această zi. Nu că am fost noi cineva, este pentru că Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, pricepere și cunoștință, slăvit să fie Domnul. Apoi Dumnezeu ne dă har. Dacă harul Dumnezeu n-ar fi peste noi în ziua de astăzi, nici unul nu am fi în locul acesta, în această dimineață. Harul este un dar nemeritat pe care Dumnezeu l-a dat nouă în ziua de astăzi. La orice ce ai gândit în această zi ca binecuvântare vine din mâna lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce suntem, nu suntem fără El. Și tot ceea ce avem este pentru că El ne-a dat și este harul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul.
Harul Său copleșește ființele noastre, inimile noastre și ne aduce ca să aducem slavă și glorie în această zi de mulțumire Dumnezeului nostru. Slăvit să fie Domnul! Apoi, în a șasea rând, Dumnezeu îți dă putere în fiecare zi. Uitați-vă la cei din trecut, la David, care atunci când s-a luptat cu Goliat, Dumnezeu i-a dat putere. Cine s-a gândit că un lucru așa de nimica, cum zic oamenii, lucruri, o piatră, ce poate să facă o piatră, dar când este ațintită și zvârlită de omul lui Dumnezeu, doboară pe vrășmaș. Așa lucrează Dumnezeu, cu lucrurile slabe ale lumii, dar care sunt pentru Dumnezeu o putere, slăvit să fie Domnul. Și apoi, haideți să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta se include toate lucrurile în locul acesta de închinare. Știu că suntem în casa Dumnezeu și probabil solele sunt mai obosite. Cred că mulți au lucrat poate o bună timp din noaptea asta, ați lucrat, ați pregătit, ați pus supă, ați pus curcanul la foc, ați pus toate lucrurile și așa e, la 2-3 dimineața încă lucrai, roboteai pe acasă și nu erai când trebuie să fie gata totul pe acum dimineața. Frați și surori, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru că și numai El merită aceasta. Slăvit să fie Domnul. Amin. Încercăm fața Domnului cu toții în rugăciune pentru mulțumire. Cu toții. Amin. Doamne, venim, Doamne, în prezența Ta și îți mulțumim pentru bunătatea Ta pe ce ai făcut de noi. Îți mulțumim că ne dai tăriile și tot ce avem, Doamne, vine din mâna Ta, Doamne. Îți mulțumim că în aceste clipe, Doamne, ne întărești și ne binecuvântezi, măriți să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim pentru toate lucrurile. Îți mulțumim pentru ceea ce ne dai, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Sunt foarte multe lucruri, Doamne, ce ne-ai dat, Doamne, și nimic din ceea ce avem, Doamne, nu sunt ale noastre ce vin din mâna Ta, Doamne. Îți mulțumim, îți mulțumim, pentru că este cel ce este de la adevărat. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, Doamne. Te rog frumos, o Doamne, Dumnezeule, ai milă și lucrează. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai lucrat, slăvit să fie numele Tău. Doamne, te rugăm în această zi, primește închinarea, primește cinstea, slava și gloria mărei. Te dai, 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 te dai
Slăvit să fie Domnul! Amin în veci! Doamne, te măresc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc! Oare putem noi să mulțumim pentru încercări? Doamne, ajută-ne! Ca să înțelegem și să cunoaștem că toate vin din mâna Ta, că toate sunt îngăduite de Tine și că toate au un scop în viața noastră. Dumnezeu vrea ca să ajungem cu bine la mal. Și Dumnezeu ne trece prin încercări, prin suferințe, trăim pe pământul acesta, atacați de toate durile celui rău, lupte de toate naturile, boli fizice, boli sufletești, însă în toate Dumnezeu are un scop. Și scopul lui Dumnezeu se împlinește. Amin. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere să înțelegem și să pricepem planurile Lui. Amin. Și să ne rugăm ca El să ne dea putere să-i mulțumim pentru toate. Amin. Pentru că nimica nu vine peste noi fără voia Domnului. Aș vrea să facem o rugăciune specială pentru cei care sunt încercări, pentru cei care suferă în această dimineață. Aș vrea să pună lista cu frații care au nevoie de rugăciunile noastre. Întotdeauna trebuie să ne rugăm pentru noi toți. Așa ne spune cuvântul Domnului, să ne rugăm unii pentru alții. În special pentru cei care astăzi sunt în spital. Aș vrea să ne rugăm, aseară am vizitat fetița fratelui Cristi Spâng la spital. Andra a avut o operație foarte grea. A durat operația peste 8 ore, a fost în operație, plus de preparation, pregătirea pentru operație. Am fost aseară și are nevoie de rugăciunile noastre. Se pare, doctorul a spus că a fost un succes în operația, însă are nevoie încă de multă fizioterapie, de multă, poate că și alte radiații. Tumora a fost mare, însă frații sunt bucuroși că Dumnezeu a fost cu ei și se vede că mâna Domnului a lucrat și a spus să spun bisericii ca să continuăm să ne rugăm pentru ea. Amin. Să aducem rugăciunile noastre pe Andra, ca Dumnezeu să se întindă mâna. Doctorii au făcut tot ce au putut ei, însă Dumnezeu poate să facă totul. Amin. Să purtăm în rugăciune și pentru familie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească. Este situația delicată, fetița aceasta a mai avut operație cu 4 ani în urmă. Dumnezeu a fost cu ea, însă din nou a trecut prin această încercare. Doamne, îndură-te de Andra. Amin. Fă-te o minune așa cum Tu știi să faci. Ca oamenii să se mire, oamenii să vadă că Tu ești Dumnezeu. Amin. În ceruri și pe pământ. Amin. Să ne rugăm și pentru fratele Mihai, soțul sorei Laurenția. Este în spital la Henry Ford Hospital, a avut operație la inimă, open heart surgery. Este foarte critic. Amândoi, și fratele Mihai și Andra, sunt în intensive care unit. Familia a spus că este bine ca să limităm vizitele noastre. Înțeleg, este foarte frumos ca să ne vizităm, însă în intensive care, especially, e greu ca să mergi. Este bine, în special în perioada aceasta de iarnă, când sunt atâtea viruses, să nu le facem probleme mai mari. De aceea, e bine să sunăm familiile înainte de a merge la spital, să sunăm dacă este proper time ca să facem vizită sau nu. Ca toate să le facem cu înțelepciune și să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze. Ne rugăm pentru fratele Mihai, este în vârstă, 76 de ani, am înțeles, open heart surgery, parcă și stent, are nevoie de întărire din partea lui Dumnezeu. Amin. Fraților, să ne rugăm Domnului ca Domnul să fie cu el. Amin. Domnul să fie cu familia și Domnul să-i întărească. De asemenea, să continuăm să ne rugăm pentru Jessica Horgos, care și ea are încă nevoie ca Dumnezeu să atingă de ea. Amin. Pentru toate celelalte cauze care sunt aduse, sunt aici pe afiș, să ne rugăm ca Domnul să îi întărească, Domnul să-i vindece. Amin. Pentru că, așa cum am spus, oamenii facem ce putem noi, doctorii fac ce pot ei, însă Dumnezeu poate să facă totul. El vindecă toate bolile. Uitați ce spune psalmistul în Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă,
El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul, slăvit să fie Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul care face semne și minuni. Să ne rugăm ca Domnul să vindece bolile și Domnul să întărească. Fizic, psihic, sufletește, avem nevoie de întărire din partea lui Dumnezeu și El poate să facă lucrul acesta. De aceea, așa cum stăm în picioare, aș vrea să intrăm în această rugăciune și fraților, așa cum ne-a rugat pentru unul din familia noastră. Practic, noi toți suntem familia Domnului Iisus Hristos, suntem din o familie și frații au simțit lucrul acesta și s-au bucurat de text messages care au fost trimise de suport în rugăciune, să continuăm să le dăm acest suport, ca Dumnezeu să se îndure de fiecare care trec prin încercări, de fiecare care trec prin boli, prin suferințe, prin alte motive, de probleme de, prin care trecem, Dumnezeu să îndure de fiecare și Dumnezeu să dea izbândă. Cu toții intrăm în această rugăciune, lăudându-L pe Dumnezeu și cerând sprijinul Lui. Amin. Amin. Venim înaintea Ta, Tatăl din ceruri. Tu care ești din Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte,
întărește și nu vei cădea. E cu tine și vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Pe munte tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge. Stâncă, pare ușor când necazuri n-avem. Să vin clipe grele cu încercări și ispite, atunci Domnul vede cât te-ai crezut tu. Sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge. Să fie Domnul. Amen. Domnul este același atunci când suntem pe vârf de munte sau atunci când suntem în voi adânci. Atunci când ne dă putere și atunci când ne lasă trecem prin încercări, Dumnezeu este același. Amin. Și El este cu noi și pe vârf de munte și în voile adânci. Să nu uităm niciodată însă să-i mulțumim lui Dumnezeu, că El este cu noi. Chiar când trecem prin suferință, prin boli, prin probleme, Dumnezeu este cu noi. El a spus, ne-a făcut făgăduința aceasta, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Slăvit să fie numele Domnului pentru această siguranță de pază, de protecție a lui Dumnezeu. Acum vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 17, și voi da citire, începe cu versetul 11 la 19, pagina 1012 în Sfintele Scripturi, repet, Evanghelia după Luca, 17, de la versetul 11, cei 10 leproși. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când era într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe
Și a ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Slăvit să fie Domnul! Haideți să facem așa cum a făcut omul acesta, să ne aruncăm cu fața la picioarele Domnului Iisus Hristos, să-i mulțumim. Că avem de ce să-i mulțumim, să-i mulțumim de cuvântul lui care ne-l-a dat, cuvântul vieții. Să-i mulțumim de sănătate, să-i mulțumim de tot și să-i cerem ca El să binecuvinteze cuvântul acesta care va fi propovăduit în inimile noastre și să ne dea noi imbolduri de a trăi o viață de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Cu toții ne rugăm Domnului, cerând sprijinul Lui și să binecuvinteze cuvântul citit. Amin. Tată, din nou venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru... Te rugăm frumos, Doamne, să primești mulțumirea, cinstea, slava pentru toate lucrurile. Îți mulțumim că ești acela care îți vrezi în noi voia Ta cea bună. Vă rugăm să ocupați locurile. Aș vrea în continuare să dăm loc fanfare care se pregătește să laude pe Domnul cu o cântare, urmată de familia Salanța cu o altă cântare, după care se pregătește corul să cânte și zic ca Domnul să binecuvinteze slujba pe care eu aduc înaintea Domnului. Amin. Thank you.
Voi binecuvânta? Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Mi-ai ales ca să trăim, mi-ai chemat să te slujim. Îți mulțumim
dragostea ta. Doamne bun, îți Doamne bun, îți mulțumim. Doamne bun, îți mulțumim. Amin. Ascultăm corul care va lăuda pe Domnul, iar în urma corului, frații de la Moldova, din Republica Moldova, să pregătească să laude pe Domnul cu o cântare. Iar în urma lor aș vrea să dau loc fraților, surorilor care vor să mulțumească, să aducă mulțumire înaintea lui Dumnezeu și a bisericii, o să vă dăm microfonul și toți care aveți pe inimă ca Dumnezeu, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru un lucru care l-a făcut Dumnezeu în viața voastră, specific. Aveți tot dreptul și tot îndemnul meu ca să mulțumim Domnului, este o zi de mulțumire. Sau după frații de la Moldova să facem lucrul acesta. Să-ți mulțumesc pentru
Ca să nu tacă și să-i spui mulțumesc, Doamne, pentru că ci ești cu mine zi de zi, atunci când mă duc la lucru, Tu ești cu mine în mașina mea. Atunci când sunt la lucru, Tu ești cu mine. Slăvit să fie Iisus! Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am 10 ani de când Domnul m-a chemat la o lucrare și vreau să-i aparțin Domnului. Vreau să-i cânt lui Dumnezeu, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea. 5 ani în urmă mă folosesc de posibilitatea aceasta și vreau să vă mărturisesc de când am cunoscut biserica dumneavoastră. Nu vreau să mă laud, dar din ziua de când v-am cunoscut, Dumnezeu m-a apropiat de voi. Am început să mă rog pentru biserica dumneavoastră, eu personal, cu familia mea, pentru slujitorii voștri, pentru oamenii care sunt în biserică, pentru tineret. Și de când v-am cunoscut, am avut multe lucrări împreună cu dumneavoastră, care ați suportat financiar și am cumpărat la o familie o casă și când am fost și am dedicat casa aceasta pentru familia aceasta și ne-am rugat în casa lor și aveau 2 copii și fata când s-a rugat și a spus: Doamne, îți mulțumesc pentru că soarele intră în camera noastră. Mi se umplea inima de bucurie. Dumnezeu te face în ziua de astăzi să-i mulțumești. Îmi pune o întrebare personală în dimineața aceasta și ai putea să o pui și tu în dreptul tău. Oare pe câți îi faci pe cei care sunt alături de lângă tine să mulțumească și ei Domnului? Doamne, ai milă de noi! 2 ani în urmă, când am fost aici, vreau să vă mărturisesc o mărturie și o mulțumire în fața lui Dumnezeu. Ne-a întrebat o familie de aici, de la dumneavoastră, din biserică, și a spus: nu v-ați gândit ca să vină și soțiile voastre în America, că voi călătoriți. Am auzit că în multe locuri. Și am spus că banii am gândit, dar nu avem posibilitatea. Și am spus că nu avem posibilitatea banilor.
Și atunci el a spus, rugați-vă. 2 ani de zile ne-am rugat Domnului și am spus, Doamne, dacă este voia Ta, Te rog ca să lucrești în privința aceasta. Primăvara, vara aceasta au venit chemările, s-au dus soțiile la ambasadă, ne-am rugat și când au ieșit soțiile de acolo, le-au aprobat viza pe 10 ani, slăvit să fie Domnul. Acesta este Dumnezeul nostru. Și le astăzi sunt împreună cu noi, vreau să fac o prezentare, este soția mea Elena, te rog să te scoli. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Este soția Tatiana, a lui fratele meu Ion, care este în mijloc lângă mine, și este soția Tatiana, a lui fratele meu Oleg. Îi mulțumesc în dimineața aceasta lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu spune Biblia că ne-a dat un ajutor potrivit. Și ți-a dat ajutorul potrivit și în dimineața aceasta vreau să-ți spun, dacă n-ai cu ce să-i mulțumești lui Dumnezeu, începe să mulțumești Domnului, slăvit să fie Domnul. Vom cânta cântarea care spune așa cuvinte, ce sunt eu, ce sunt eu. Dacă știți cântarea aceasta, cântați împreună cu noi Domnului. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, amin. Ce sunt eu, ce sunt eu, un pic de nisip în vânt, sunt nimic pe pământ, doar prin Tine sunt ce sunt. Eu nimic, Tu veșnicie, eu sărac, Tu bogăție, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Eu nimic, Tu veșnicie, eu sărac, Tu bogăție, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Ce sunt eu, ce sunt eu, o frunză purtată în vânt, sunt nimic pe pământ, doar prin Tine sunt ce sunt. Eu țărâne întinată, Tu-ai lumii jertfe date, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Eu țărâne întinată, Tu-ai lumii jertfe date, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Ce sunt eu, ce sunt eu, o lumină pâlpâind, sunt nimic pe pământ, doar prin Tine sunt ce sunt. Eu un păcătos de fire, Tu al lumii mântuire, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Eu un păcătos de fire, Tu al lumii mântuire, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Ce sunt eu, ce sunt eu, o floare tăiată în câmp, sunt nimic pe pământ, doar prin Tine sunt ce sunt. Eu durere, chin și jale, Tu sfântă sărbătoare, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Eu durere, chin și jale, Tu sfântă sărbătoare, ce sunt eu, ce sunt eu, Tu ești totul, Domnul meu. Așa-am fost fără har, fără jertva din calvar, dar acum sunt salvat, prin Sfânt Sânge sunt spălat.
glorie Domnului, cântați împreună cu noi. Îți aduc azosanale, că-și sfeptura mâinii tale. Te slăvesc, te măresc, scump Iisus, îți mulțumesc. Tu-mi ești a mea iubire, partea mea de veșnicie. Te slăvesc, te măresc, te slăvesc, mire ceresc. Te slăvesc, mire ceresc. Să-L slăvim pe Domnul. Să-L slăvim pe Dumnezeu prin mulțumirile noastre. Cine aduce mulțumiri ca jertfa acela, mă proslăvește. Este ziua de mulțumire și cred că este frumos ca să mulțumim. M-am gândit la acest lepros care a fost curățit. Dacă toți ceilalți au fost plini de bucurie când s-a văzut că sunt curățiți de lepra lor, s-a dus poate fiecare acasă, fiecare a fugit la ai lor, însă unul dintre ei a făcut o excepție. El s-a întors la Iisus și i-a mulțumit. S-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit. Era un samaritean, nici nu era din Israel omul acesta. Ce bine și ce frumos este ca să știm, ca să mulțumim. Mă amintesc când am venit în America, cineva mi-a spus, vezi, zice, aici în America, toată lumea zice, thank you, thank you, thank you, zice, you don't get wrong dacă spui thank you all the time. Și avem pentru ce să spunem thank you. Când spunem mulțumesc, știți ce facem, fraților? Recunoaștem că cineva ne-a făcut un bine. Când spun mulțumesc, recunosc că cineva mi-a făcut un bine, m-a ajutat cu ceva. Avem noi de ce să mulțumim? Ne-a făcut cineva bine? Când spun bine, dovedesc de asemenea că sunt bine crescut. Primul lucru care învățăm noi pe copiii noștri când îți miști, ce să zică? Mulțumesc. Dacă primești ceva, îi spunem, ai spus thank you, ai spus mulțumesc. Atunci când spunem mulțumesc, știți ce facem noi în același timp? Recunoaștem binele, însă acceptăm că ni s-a făcut un bine. Recunoaștem că ne-a făcut un bine, dar acceptăm. M-am gândit că oamenii care sunt mândri, foarte greu spun mulțumesc. Mândria din ei nu acceptă, nu-i lasă să zică, oameni, mi-a făcut bine omul acesta, recunosc că mi-a făcut bine. Însă oamenii smeriți, ei pot să spună și recunosc și spun totdeauna mulțumesc. Și avem de spus mulțumesc la mulți din jurul nostru. Amin? Apostolul Pavel spune, eu mulțumesc Domnului întotdeauna pentru voi. Doamne, ajută-ne să mulțumim pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne să mulțumim pentru părinți care ne-au crescut, care ne-au învățat, care ne-au purtat de grijă. Să le mulțumim. Să mulțumim pentru soți, pentru soții. Să mulțumim Domnului pentru copiii care Domnul ne-a dat. Să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru lucrurile vieții de acum. Fraților, suntem aici în dimineața aceasta pentru că Dumnezeu este bun și ne-a binecuvântat. Avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Respirăm aerul lui Dumnezeu. Mâncăm mâncarea lui Dumnezeu. El udă pământul, îl face să rodească. Avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Citeam nu de mult o mulțumire înaintea lui Dumnezeu de câteva săptămâni în urmă, cineva mulțumea pentru mâini lui Dumnezeu. Și am rămas așa de impresionat cum a știut să pună problemele, mulțumind Domnului pentru mâinile acestea. Gândiți-vă, și m-am gândit când am citit, oameni care nu au mâini, care și-au pierdut mâinile sau s-au născut fără mâini, cum trăiesc? Ați văzut, am văzut și eu, oameni fără amândouă mâini. Să mulțumim Domnului pentru mâini. Să mulțumim Domnului pentru ochi, că vedem. Pentru urechi, că auzim.
toate sunt de la El. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate lucrurile. Să mulțumim Domnului pentru viața de aici, însă să mulțumim Domnului pentru lucrurile spirituale. Să nu uităm de lucrul acesta. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, pentru jertfa Lui, pentru sacrificiul care El l-a făcut pentru noi. Să mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl, pentru Domnul Iisus Hristos. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Lui Cel Sfânt care ne l-a dat, ca și călăuză pe calea aceasta a credinței, până când vom ajunge în Canaan. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru paza Lui. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru nădejdea vieții veșnice. Sunt atâția oameni care n-au nicio nădejde, care sunt foarte decimați de problemele vieții, foarte depresați, însă noi avem o nădejde. În cele mai adânci voi avem o nădejde. Apostolul Pavel spune, noi nu suntem ca ceilalți oameni care nu au nădejde. Îl binecuvântăm și mulțumim Domnului pentru nădejdea pe care El a pus-o în noi. Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată de toate aceste lucruri. Să mulțumim Domnului pentru biserica aceasta. Mulți oameni ar vrea să aibă un locaș de închinăciune, o biserică, însă nu au. Se adună cum pot în țări musulmane, în țări în East, însă noi, datorită bunătății lui Dumnezeu, avem un locaș de închinăciune, să mulțumim Domnului pentru el. Să mulțumim Domnului pentru slujitorii bisericii. Pentru cei care se sacrifică în biserică. Pentru dirijorul de fanfară. Credeți că e ușor, fraților, în fiecare săptămână să vină cu copiii, să practice cu cei mici, cu cei mari? E un sacrificiu care îl aduc înaintea lui Dumnezeu, pentru biserică și pentru Dumnezeu. Și să mulțumim Domnului pentru cei care se sacrifică. Pentru fratele Joe Salanța, pentru fratele Brian Bercea, care de asemenea să sacrifică cu corul, este tânăr, ar putea să facă altceva, însă a ales să slujească Domnului. Domnul să-L binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze pe toți frații care pun umărul la lucrarea Domnului. Și să fim tot mai mulți. Mulțumesc tuturor surorilor care au participat săptămâna trecută, sâmbătă trecută, la pregătirea mesei. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și Domnul să vă răsplătească. Amin. Sunt multe lucruri pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și să trăim o viață de mulțumire. Pentru că asta îi place lui Dumnezeu. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Adică acela recunoaște că toate lucrurile acestea, cum îl proslăvim pe Dumnezeu? Îl recunoaștem că toate vin din mâna Lui. Să nu uităm niciodată că tot ce avem, tot ce ni se dă, vine de la El și Domnul să primească mulțumirile noastre. Și acum aș vrea să vă dau loc și dumneavoastră ca să aduceți mulțumiri. Dacă aveți și să aduceți mulțumiri și cred că toți avem, sunt multe, timpul trece așa de repede, însă aș vrea să vă dau loc, frate. Dacă este cineva, să vă rog să ridicați mâna, fratele Paul, o să vă dea microfonul și să aduceți mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, pentru că El merită. Sora Laurenția, frate Paul. Mă iertați că am îndrăznit, că vine copila mea după mine și pleacă îndrăznit înapoi. Foarte bine, sora Laurenția. Frați și surori, poate unii vă gândiți, asta te vine și să se laude aici. Nu mă laud cu nimic, decât cu slăbiciune. Dar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile binecuvântate și fratele le-au amintit toate aici. Dar în dreptul meu și al familiei mele, vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru rugăciunile care le-ați făcut din dragoste pentru soțul meu. Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică, multă sănătate pe voi și familiile voastre. Și iară vreau să mulțumesc, ei pe a doilea an de când plec și Domnul m-a vindecat de diabet, nu mai iau nicio pilulă.
Glorie Domnului Iisus și lăudat în veci! Acum 3 săptămâni Dumnezeu a făcut 2 minuni în casă la mine, în aceeași zi. Domnul a vindecat-o pe copila mea, pe Luminița, și a 2 minuni a făcut cu nepoata mea, care Dumnezeu cerul și al pământului. Nu mă laud, iar vă spun, măcar că sunt care ar trebui să ne încapă limba în gură, să ne pocăim în sac și cenușă. Domnul Dumnezeu cerul a lucrat pentru ea. Noi nu avem bani de plătit facultatea, dar ea a intrat la facultatea de medicină și a fost printre primii, lauda Domnului să fie. Și acum, ieri au venit 3 scrisori din 3 state care o vor să meargă la ei. Din Indiana, în Massachusetts, nu pot să zic eu tot pe englez așa, și din Kentucky. Pentru că e și de onoare și din cauza ei o trimis. Doctor direct care i-o trimis acasă scrisoare. Asta e mila, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Nu a noastră, fraților. Eu vă iubesc pe toți și când e vorba de rugăciune, mă rog ca pentru mine, pentru fiecare în parte. Și noi trebuie să simțim unul cu celălalt. Și de-aia vin să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru voi și pentru toți care m-ați ajutat, inclusiv biserica, Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică. Și toate faptele voastre să scrie și să fie pusă în cartea de aducere aminte. Multă sănătate vă doresc atât vouă, familiilor voastre, cât și familiei mele și la soțul meu, Dumnezeu să-l ridice. Să știți că Dumnezeu i-o da viață, dar cel ce-l ridică, Dumnezeu poate să-l pui pe picioare. Pentru că una la mână e bătrân și nu vezi că bătrânii sunt mai slăbiți. Eu când acum 5 ani în martie fac, de când am fost operată de inimă. Nu, eu am fost mai tânăr, am avut 59 de ani, dar el are 76 de ani și jumătate. Și Dumnezeu să lucre în dreptul fiecăruia care sunteți bolnavi și să vă ridice la standardul care vrea Dumnezeu și să ne iubim, frați și surori, că venirea Domnului e foarte aproape, să știți. Și atâta timp cât vom sta la poala crucii, Dumnezeu ne va da putere, biruință și să ne mărească credința la fiecare în parte. Mulțumesc Domnului pentru frați păstori, pentru comitet și pentru toți frații și surorile, pentru cor, fanfară și toți cei ce laudă pe Dumnezeu. Și să ne ajute Dumnezeu ca în dragoste, în unitate, să ajungem unde am pornit. Amin. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus. Slava Domnului pentru toate! Iubiții mei, mulțumesc Domnului că are Domnul popor care iubește pe Domnul. Haleluia! Mulțumesc Domnului, haleluia, că mai este cine se iubește locașul de rugăciune. Haleluia! Deci trebuie să recunoaștem că avem și slăbiciune. Lipsă de adunare și interziere din adunare. Și pentru asta mulțumesc Domnului, răbdare lui mare. Mare răbdare are Domnul pentru noi, pentru familia noastră și pentru poporul lui. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amen. Vă rog frumos să mă scuzați pentru îndrăzneală. Mă numesc Adrian Birău și vin din România. Să cunoaște și după accent, în engleză mai puțină. Vreau să mă alătur fraților pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru bunătatea și îndurarea lui cu, în puține cuvinte, cu o mărturie, motivat și de o lucrare a Duhului Sfânt care mi-aduc aminte de acolo din satul natal. Am locuit în comuna Copăcel, care cunoașteți Bihorul, la 23 de kilometri de Oradea. Și acolo a fost o soră de care Domnul s-a atins și nu mulțumise Domnului pentru că s-a atins. Și Dumnezeu a trimis vasul său de lucru la ea și a zis,
De ce nu mulțumești în plină adunare? De ce nu-mi faci numele de slavă? Că m-am atins de tine de atâtea ori și vreau ca tu să-ți deschizi gura și să mă mărturisești. Și nu vreau să tac în fața dumneavoastră, chiar dacă nu mă cunoașteți, dar m-ați văzut printre dumneavoastră la mesele de dragoste a lui Dumnezeu, mâncând cu dumneavoastră împreună. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că avem un Dumnezeu foarte mare, un Dumnezeu plin de dragoste și bunătate, care din nimic ridică, care face lucrurile mari de rușine prin cele mici. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dintre acei leproși care s-a întors la Domnul sunt și eu. Dar nu numai că lepros și străin. N-am cunoscut pe Dumnezeu. N-am avut tangență cu El. Mergeam doar la biserica ortodoxă să mă hrănesc spiritual, dar și pentru parastas, să primesc ceva să-mi potolesc foamea. Pentru asta mergeam la biserică, mergeam la bobotează, mergeam cu popa cu crucea ca să câștig un ban, ca să-mi cumpăr o bucată de pâine. Dar n-aveam tangență cu Dumnezeu, nu cunoscusem, nimeni nu spunese despre Dumnezeu, nimeni nu mi-l prezentase că există un Dumnezeu în ceruri care poartă de grijă celui sărac. Nu cunoscusem lucrurile acestea. Familia mea provine din familii dezorganizate. Mama mea a crescut pe la orfelinate, n-a știut ce e iubirea de mamă, tată n-a avut de mic, tatăl meu a fost și el abandonat, bunicul meu fusese morar în sat, avuse vreo 12 neveste. Nimeni nu s-a ocupat de el, s-au întâlnit unul din deal și unul din vale. Mama mea cu probleme mentale, cu probleme de vorbire, cu un retard mental, s-au adunat și ei la oaltă și așa am apărut și eu. Mama mea a avut 5 nașteri, 2 nu le-am prins în viață, dar una am prins-o în viață care a trăit 6 ani de zile și apoi a murit. Am rămas doar 2 în viață. Ce vreau să vă spun, dragi frați și surori? Că mila lui Dumnezeu și bunătatea lui întrece priceperea noastră, întrece gândirea noastră, întrece posibilitățile noastre de ajutorare și tot ceea ce putem noi să fim ca oameni. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun, frații mei? În copilăria mea n-am avut parte de dragostea părintească. Nu știu ce înseamnă îmbrățișarea de mamă. Nu știu ce înseamnă sărutul de mamă strâns în brațe. Nu știu ce înseamnă lucrurile acestea. Și de multe ori am zis, Doamne, de ce nu am și eu părinți ca și alții? Mă trezeam dimineața și mergeam să mă spăl pe ochi, spărgeam găleata ca să sparg gheața, să pot să mă spăl pe ochi. Și un prieten de-al meu care stătea la capătul satului, făceam naveta în satul vecin, 5 km în fiecare zi. Păi el dimineața când se trezea era apa caldă, pâinea cu ou făcută și eu am zis, bă, zic, cum să am eu lucrurile acestea? Știți ce făceam? Și acolo a fost mila și îndurarea lui Dumnezeu și poate zice, mă, asta a fost șmecher. Mă, a fost șmecher că trebuie să mă descurc, vorba aia. Iertați-mi cuvântul din lume. Mergeam dimineața la el. Da, foarte repede, foarte repede. Mergeam dimineața la el și băteam în poartă cu pretextul ca să-l trezesc, ca să mergem la școală. Cu pretextul, dar numai ca să primești și o bucată de pâine. Dar a venit timpul. A venit timpul când Dumnezeu mi-a ieșit în cale, prin îndurarea Lui și prin bunătatea Lui. Mi-a dat o familie, mi-a dat frați, mi-a dat surori și prin bunătatea Lui Dumnezeu și îndurarea Lui am cunoscut ce înseamnă dragostea de mamă, am cunoscut ce înseamnă dragostea de tată. Și vă mai spun un lucru, de când m-am întors la Dumnezeu prin bunătatea și îndurarea Lui, Dumnezeu a lucrat în casa mea. Dumnezeu s-a îndurat de sora mea, a venit la credință prin îndurarea lui Dumnezeu, nu prin rugăciunea mea și nici prin rugăciunea altora, ci prin mila și îndurarea lui. Au mai trecut vreo 3 ani de zile și s-a întors și mama mea, așa cum a putut ea, s-a întors la Dumnezeu. Cum să nu vă mărturisesc? Cum să nu vă spun lucrurile acestea? Și vă mai spun un lucru, cum spunea și fratele, vă mai spun un lucru, dar cu durere vi-l spun. Piedicile cele mai mari pe calea credinței l-am avut din partea, așa zisor frați. Așa zisor frați care s-au opus de-a curmezișul. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea lui, pentru bunătatea lui, că și pe aceia îi iubesc și pe aceia îi cheamă Domnul la mântuire. Dragostea mea pentru dumneavoastră crește treptat.
Dragostea mea pentru copiii lui Dumnezeu crește și vă îndemn, dragi frați și surori, mărturisiți lucrările lui Dumnezeu, lăudați-vă cu El, El e singurul care ne ține în picioare. Binecuvântat, onorat și glorificat să fie numele lui Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Mă scuzați că am întins-o un pic prea mult, mă iertați pentru îndrăzneală, dar vă iubesc și mai mult decât vă iubesc pe dumneavoastră, îl iubesc pe Dumnezeul meu care mi-a dat viață și mi-a dat un nume și nu-mi-e rușine oriunde merg să mă laud cu acest Dumnezeu. Lăudați-vă și dumneavoastră și veți vedea ce face cu voi. Amin. Laudați pe Domnul, laudați fie Domnul că El m-a dat sănătate și pot să mă duc la școală. Amen. Slăviți să fie Dumnezeu! Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viața mea, pentru familie, pentru copilași, pentru care nu știe, eu provin dintr-o familie de ortodoxi. Și poate de multe ori nu punem preț pentru harul de mântuire pe care Hristos ni l-a dat. Ne-am născut poate într-o familie de creștini și nu ne dăm seama de unde ne-a scos Dumnezeu. Nu suntem mai buni ca musulmanii sau ca budiștii sau ca ceilalți, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta, pentru harul lui care ni l-a dat, pentru mântuirea lui. Și totodată vreau să-i mulțumesc. Duminica trecută, când a fost la predică, a fost vorba despre a fi mulțumitor. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mulțumitor pentru tot ce Dumnezeu mi-a dat la ora actuală și pentru tot ce va face El în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare din biserică, pentru slujitori, pentru toți care fac o slujbă și Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe anul care vine. Amin. La cor, dacă mai este cineva aici. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mulțumesc Domnului că la convenția care a avut loc anul acesta, Dumnezeu s-a atins de mine. Am avut o durere în partea stângă și după ce mi-a făcut ungerea la convenție, Dumnezeu m-a vindecat, slavă Lui! Amin. Dar înainte de a ajunge la convenție, în rugăciunea mea pe care am făcut-o, m-am rugat în felul următor. Pe lângă cuvintele pe care le-am spus, am zis așa: Doamne, lucrează cu semne și cu minuni. Și Dumnezeu m-a zis în gândul meu. Deci, dacă voi lucra cu tine, dar slavă Lui că El s-a atins de mine și mulțumesc Domnului. Mulțumesc pentru familia mea, Domnul să ne întărească, să ne ajute ca să putem să ducem această cale până la sfârșitul vieții noastre. Amin. Amin. Ne rugăm pentru toți frații, pentru surorile noastre, ca Domnul să lucreze cu semne și cu minuni în continuare. Dar să ne rugăm cu credință, Domnul să ne asculte. Amin. 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 Paul? Și eu aș vrea să mulțumesc Domnului mai întâi de toate pentru anul care vine. De acum vreau să mulțumesc Domnului că ne-l dă Dumnezeu un an de pace și de îndurare ca să ne mai putem apropia și să ne sfințim viața. Încă un an îmbelșugat. Apoi vreau să mulțumesc Domnului pentru belșugul de binecuvântări. Îl avem în casele noastre din prisos când alții duc multă lipsă. Apoi vreau să mai mulțumesc Domnului de pacea frumoasă pe care o am în familie. Amin. Și Dumnezeu să lucreze ca
din belșug să fie în toată biserica și în toate casele fraților pacea aceasta sfântă și Domnul să ne asculte la aceasta. Amin. Amin. Aș vrea să mulțumesc Domnului pentru fiecare din dumneavoastră, pentru biserica aceasta, pentru conducerea bisericii. În același timp vreau să mulțumesc Domnului pentru familia mea, pentru soția mea, cu care luna aceasta am împlinit 24 ani de căsătorie. Domnul ne-a binecuvântat cu 3 copii. Mulțumesc Domnului pentru fiecare din ei și în același timp mulțumesc Domnului pentru geaburile care ne le dă, pentru pâinea cea de toate zile. Amen. Și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnul să fie slăvit. Amin. În dimineața aceasta vreau să mă alătur la fraților și surorilor cu mulțumirea mea. Îi mulțumesc Domnului Iisus pentru familia noastră, pentru biserica noastră și vreau să aduc o mulțumire specială Domnului Hristos pentru că la sfârșitul lunii septembrie anul acesta am avut MRI cu Hadassah și a fost un raport așa de bun. Mulțumim Domnului Iisus. Ei au operat-o pe fetiță și a rămas o tumoare mică acolo pe care ei o urmăresc în fiecare 6 luni acum. Dar îi mulțumim Domnului Hristos că fără nicio radiație sau chimioterapie tumoarea a scăzut. Și medicul a fost foarte impresionat, chirurgul a zis, de obicei așa ceva nu se întâmplă, dar suntem optimiști și ne uităm în continuare. Tumorile nu scad de la sine fără intervenția Domnului Hristos sau fără tratament medical, dar Dumnezeu s-a atins și îi mulțumim Domnului Hristos pentru lucrul acesta. Domnul Iisus să fie slăvit, îi mulțumim pentru sănătate, pentru suferințe, pentru încercări, pentru binecuvântări, pentru toate, în numele Domnului Hristos să fie slăvit în veci. Amin. Acolo în sală. Vreau să mulțumesc Domnului pentru toate binefacerile Lui și pentru protecția Lui în fiecare zi și în special vreau să-i mulțumesc pentru că ne-a binecuvântat anul acesta cu o fetiță după aproape 17 ani de căsătorie. Mulțumesc Domnului! Vreau să mulțumesc Domnului pentru soția, pentru copii și în special pentru biserica aceasta. În anul ăsta am plinit 25 de ani de când am construit, de când s-a deschis biserica. A fost aici la construcție și Domnul ne-a dat mult har. Amen. Over the years. Vă mulțumim Domnului. Amin. Slavă Domnului. Pentru multe lucruri pot să mulțumesc în această dimineață, dar vreau să mă rezum la unul numai. Am citit în Biblie de multe ori că David spunea că nu se clatină. Și pot să te întreb în această dimineață cât de ușor te poți clătina. Cât de ușor te poți clătina. Vreau să mulțumesc în această dimineață tuturor fraților, surorilor din America, din alte continente care s-au rugat pentru mine prin încercarea pe care am trecut, că pot să mărturisesc în această dimineață, împreună cu Maria, că Domnul ne-a umplut de așa o mare liniște, de așa o mare pace, de așa o mare lipsă de frică și de îngrijorare prin această încercare și vreau să vă mulțumesc și să vă spun că rugăciunea are putere.
N-am crezut. Sunt 42 de ani și m-am rugat și mă rog și cred. Dar până astăzi n-am crezut că rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și vreau ca să vă încurajez să credeți, să vă rugați, că atunci când trecem prin încercare, Domnul să vă umple de pace, de liniște și să fiți fără frică. Amin. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru vindecarea care a făcut-o pentru fratele nostru Daniel. Dacă Daniel ar fi aici, v-ar spune, de vreo câteva săptămâni a avut un MRI și nu este nici măcar urmă de tumoare. Și vreau să mulțumesc Domnului pentru că eu am văzut lucrarea asta cu ochii mei. Am văzut toate radiografele din ianuarie până în ziua când a fost operația și n-a fost un misdiagnosis. A fost într-adevăr minunea lui Dumnezeu și vindecare. Te mulțumim din suflet. Amin. Mai este cineva? Dacă nu mai este, în sală este aici fratele Dinu, care vrea să mulțumească și să aducă la cunoștința noastră câteva lucruri. Mulțumesc, Domnule, pentru soția mea, Violeta, și Joshua, care ne ajută fiecare zi în lucrarea Domnului. Eu am două mame. Una a împlinit luni 80 de ani, una împlinește mâine 80 de ani. Sunt în aceeași lună, în aceeași an, 4 zile diferență. Una stă cu mine de ani de zile și una stă aproape de mine. Slăviți să fie Domnul! Mama mea împlinește mâine 80 de ani, mama s-a primit luni 80 de ani. Mulțumesc Domnul pentru că sunt în casa Domnului și pot să slujesc Domnului în mai multe lucruri. De asemenea, vreau să mulțumesc Domnul prin credință căci duminică vor absolvi următorii studenți la Eclesia, sora Mihaela Huțiu, sora Cireasela Gheorghilă, sora Mariana Creț, frate Daniel Herman, frate Sami Herman, sora Dana Herman, fratele Joel Herman, fratele Adel Jurju, sora Claudia Oprea, fratele Bercea Chirilă, sau Chirian, Bercea Angela, Bercea Delia, Bercea Brian, Cătănaș Marta, Cornel Ionel și Angela Polocoșer. Vă rog frumos tot aceste care ați fost ambiți în această dimineață să vedeți cu mine după program că mâine vom începe la trei ultimele lucrări în biserica aceasta în spate pentru a preda lucrarea și a fi în fața comisiei pentru graduare pentru ziua de duminică. Mulțumesc că Domnul a dat putere și har să ajungă și la capăt acești studenți care au depus o lucrare deosebită în lucrarea Domnului și slujesc în mod de capacități, fie la cor, la fanfară sau la Sunday School sau unde sunt, mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze. Și să slujim Domnului cât se poate de mult. Vremea nu este așa de mult să mai fie, dar ceea ce vă spun este că Domnul va veni. Și-ar vrea ca să fim gata tot pentru vrea Domnului. Vă mulțumesc pentru răbdare, cum primă cu mine și fratele Petrică, cum pentru Petrică, care slujim primă de 2 ani de zile deja, Domnul să-i întărească. Și ce vă cer? Rugați-vă pentru noi. Amen. Credeți că e ușor? Prin Harul Dumnezeu, luna trecută am plinit în 1 octombrie 25 de ani de păstori de când am fost numit în Florida ca păstor. Din 90. Nu e ușor și vă spun, rugați-vă pentru ei. Chiar am zis fratelui Petrică, zic, acum mai puțin ca mine în locul 3 ani de zile când am avut în biserica noastră 5 mămătări în 4 săptămâni. Am avut acum 3 mormântări recent și după să știu zile de lucru, ori plătit sau nu știu cum a fost luat cu el. Eu am luat zile de vacanță, am avut zile de vacanță și am luat vacanța pentru mormântări. Foarte bine că Domnul să te binecuvânteze. Amen. Nu e ușor. Rugați-vă pentru el ca Domnul să-i dea călăuzire. El este păstorul bisericii noastre, ales de Dumnezeu pentru perioada aceasta. Domnul să-i dea tărie și putere. Amin. Amen. Amin. Thank you, thank you. De asemenea, și mulțumesc pentru biserică, Domnul să vă binecuvânteze pentru comitetul bisericii, pentru pacea din biserică. Mări toate lucrurile strună, niciodată nu vor merge, însă este o biserică în liniște și în pace și Domnul să binecuvinteze biserica, pe cei care slujesc în biserică, comitetul bisericii, prezbiterii, diaconii și pe toți. Vrem să ajungem cu toții la bine, cu bine fraților la capul celălalt a drumului, să
ne dăm toate silințele să facem cât se poate de bine. Într-adevăr, nimeni nu poate face să mulțumească pe toată lumea și nici nu este intenția noastră nimănui, nu trebuie să-L mulțumim toți pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta ca să fim plăcuți Domnului. Cred că toți avem de mulțumit, dacă unii spunem cu voce tare, alții în gândurile noastre, însă toți mulțumim Domnului întotdeauna și să nu uităm să mulțumim. Dacă careva nu mulțumește, să nu uităm să mulțumim Domnului, pentru că El ne binecuvântează cu toate binecuvântările Lui. Timpul nostru a trecut din această dimineață, vreau să doresc întregii biserici Happy Thanksgiving, să vă bucurați de o dupămasă plăcută, bucurați-vă de binecuvântările Domnului, de mâncare, de curcan, de curcă, whatever it is, și duminica viitoare ne întâlnim în casa Domnului, avem cu noi duminica viitoare după masă pe fratele Nelu Brie, așa cum fratele Dinu spunea, frații graduează de la Eclesia, o să fie sărbătoarea dimineața la Pardinsă, după masă o să fie aici cu noi. Să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze duminica viitoare, fratele să fie folosit de Dumnezeu, am înțeles că este un frate foarte bun în predicarea cuvântului, să ne rugăm că are nevoie de rugăciunile noastre, oricât ar fi de bun, fiecare din noi avem nevoie de călăuzirea Duhului. Fratele Joe anunță că mâine nu o să fie repetiții de fanfară, sau vineri, parcă mâine, deci nu o să fie repetiții de fanfară. Acestea sunt anunțurile acum pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit în această dimineață. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, mulțumim Domnului din toată inima pentru timpul pe care l-am petrecut și cerându-L ca El să fie cu noi în continuare. Cu toții ne rugăm Domnului. Venim, Doamne, venim înaintea Ta, în aceste momente.